Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Făgărășenii care nu concep Crăciunul fără miros de brad în case pot să achiziționeze deja un pom de iarnă. Primii brazi naturale au fost scoși astăzi la vânzare, atât în piața agroalimentară, cât și în câteva florării din Făgăraș. La mare căutare sunt în acest an brazii în ghiveci. Doar câteva zile ne mai despart de sărbătoarea Crăciunului, iar făgărășenii au început deja să-și pregătească bugetul pentru cumpărăturile din această perioadă. De pe listă nu poate să lipsească pomul de iarnă. Câțiva brăduți au fost deja expuși astăzi în piața agroalimentară din Făgăraș. Sunt primii pomi de iarnă naturali care au fost scoși la vânzare în acest an. Făgărășenii se opresc și se interesează de prețul acestora, stabilit în funcție de mărimea bradului, dar și de aspect. Costul unui brad oscilează între 30 și 60 de lei. Vreau să mă uit, să vedem cum sunt prețurile anul ăsta la noi. Mă așteptați? N-am întrebat cât sunt prețurile. Cum să zic acum? 30-60 de lei, cam așa. Bradul, da? Mi se pare destul de scump. Anul trecut a fost mai ieftin, nu? Nu? Mă așteptați să mai ieftinească? Mai așteptăm un pic, acum mai avem o săptămână, mai nu e problemă. Chiar dacă suntem pensionari, nu luăm carne, luăm un brăduț, nu? Ca de mâncat mănânci oricând, de sărbători bradul este în casă. Și florăriile s-au aprovizionat cu pom de iarnă. Cei mai căutați sunt cei în ghiveci. Ieri au ajuns brazii, cei la ghiveci se pare că sunt cei mai căutați deocamdată. Ne bucurăm foarte mult că sunt produși într-o pepinieră din zona Ardealului. Suntem foarte mulțumiți de cum arată, prețurile sunt ok și așteptăm cumpărătorii. Da, să ne spuneți prețurile. Prețurile încep de la 35 de lei, maxim 1,5 milioane, adică 150 de lei, cei de dimensiune aproape 2,5 metri. Eu zic că sunt rezonabile, ținând cont de calitatea lor. Avem brad argintiu și molid la prețuri mai mici. Dacă până acum prea puțini oameni și-au cumpărat un brad, comercianții speră ca vânzările să crească săptămâna viitoare.